Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, a ținut un cuvânt de învățătură la Biserica Sfântul Proroc Ilie din municipiul Baia Mare, în care a vorbit despre discuțiile Comisiei Europene, care tind să cenzureze orice e legat de creștinism, și despre certificatul verde, care nu poate fi introdus în biserică. Și ne pregătim de acest praznic mare și sfânt și noi luăm pe ei în seamă, nu vă temeți! N-au ce căuta în rânduiala noastră sfântă. Nu ne pot impune nimic. Nu ne vor și nu ne pot impune nimic. Avem o biserică prea puternică, prea hotărâtă, prea sfântă și a poporului și care are grijă de popor și care nu va accepta aceste jocuri diabolice. Pentru noi, cei ce am trecut prin comunism, ne-a ajuns 45 de ani, când am navigat cum am putut. Comunismul n-a glumit, că a venit cu tancurile. Și nu ne-a fost ușor. Dar biserica a fost înțeleaptă și a știut să conviețuiască cu un regim ostil, chiar să-l cucerească și să supraviețuiască lui. Toți comuniștii s-au declarat creștini. Păi înseamnă că biserica i-a cucerit. Și au avut săraci un carnet de partid în buzunar, că trebuiau, așa ca și acum cu vaccinul, trebuia să aibă un loc de muncă. Aceeași poveste este și astăzi cu certificatul verde, să nu zic cu vaccinul, că nu sunt antivaccinist. Că mă vaccinez în fiecare toamnă antigripal, care e un vaccin necesar. Cu certificatul verde. Așa era cu carnetul de partid. S-a înverzit carnetul acum. Trebuie să fie nu roșu, ci verde. Biserica nu va aplica. Din nou vorbesc, cum am spus de Crăciun. Biserica nu va aplica o astfel de decizie. Nici conducătorii noștri nu cred că vor avea întunecimea, imprudența și neglijența și sfidarea ca să ceară poporului român să prezinte documente când intră la biserică. Nu se va întâmpla. Să fiți fără grijă. O spun eu din Maramureș. Și să știți că ce spune Maramureșul contează. În încheierea mesajului de încurajare, acesta a subliniat faptul că biserica se trăiește cu libertate, demnitate, credință și iubire și că trebuie să luptăm pentru acestea. Și poporul e suveran. Încă poporul e suveran. Și așa înțelegem noi să trăim în Biserica lui Hristos cu libertate, demnitate, credință, pace, iubire, iertare, înțelegere față de toată lumea. Nu judecăm pe nimeni, iubim pe toată lumea, ne rugăm pentru toți oamenii, dar vrem să ne fie respectate toate rânduielile noastre sfinte. Pentru asta suntem dispuși să luptăm, să nu fie călcate în picioare.